Donald Trump a distrus un gigant mondial, pierderi de zeci de miliarde de dolari. Acțiunile Amazon.com se cezut miercuri cu până la 7,4, reducând capitalizarea gigantului de comerț online cu 53 de miliarde de dolari, în urma unui avertisment al presubliniereintelui Donald Trump, care a indicat posibila intenție a acestuia de a schimba regimul fiscal de care beneficiază compania, transmite Reuters. Trump a vorbit despre schimbarea tratamentului fiscal de care beneficiază Amazon.com, presubliniereintele fiind îngrijorat de faptul că magazinele tradiționale sunt scoase de pe piac, a relatat site-ul Axios. Acțiunile Amazon.com au recuperat din pierderi după ce un oficial al Casei Albe a spus că nu are cunoștințe timp despre modificări specifice de politici legate de Amazon, adugând ce întotdeauna analizează diferite opțiuni pentru o serie de politici. Reprezentanții Amazon nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii. Trump s-a referit la Amazon în privința taxelor sublinierei a locurilor de muncă fără să ofere dovezi. Directorul general al retailerului, Jeff Bezos, deține publicația Washington Post, care este criticat în mod frecvent de presubliniereinte. Capitol Hill vrea sângele Facebook, dar presubliniereintele Trump nu este interesat. În schimb, Amazon este gigantul de tehnologie vizat de Trump, a relatat Axios, citând 5 surse care au discutat această problemă cu Trump. Acțiunile companiilor din sectorul tehnologic sunt deja sub presiune după ce Facebook a recunoscut în această lună ce datele utilizatorilor au fost obținute în mod ilegal de către o firmă de consultant politic. Titlurile Amazon au secezut miercuri până la un minim de 1386,17 dolari pe unitate, dar au limitat ulterior declinul la 4, conferind companiei o capitalizare de circa 681 de miliarde de dolari. Secederea ar fi cea mai mare după 29 ianuarie 2016, conform newsro.ro.